Am revenit în sfârșit și alături de Andrei. Andrei, îți mulțumim foarte mult pentru răbdare. S-au adunat foarte multe știri în perioada asta, așa că am avut multe de povestit acolo. Și nouă ne place să batem câmpii. Așa că îți mulțumim încă o dată. Bine venit alături de noi, Andrei. Ce faci? Cum ești? Momentan îmi reclam această lampă. Foarte bine. Și mulțumesc pentru invitație. Na, ce să fac? O zi. Foarte bine. Cum a fost pentru tine? Că tot am discutat noi de Ubisoft. Cum e viața la Ubisoft în perioada asta? Bănuiesc că lucrul acesta de lucruri care, cancanurile astea de prin presă, nu prea ajung pe la voi la birou. Cred că lumea e conștientă de faptul că e un moment sensibil așa pentru companie. Și na, nu știu, cumva e natural să existe... nu știu, să auzim și noi de toate astea. Fel și fel de păreri, da. Da. Deci, dar în schimb, nu știu, cred că părerile sunt foarte împărțite legate de ce se întâmple. Așa e și nimeni nu poate spune că sigur. Pentru cei care ne cunosc, vreau să îi permit lui Andrei să se prezinte și să ofer câteva informații despre el, pentru că e o persoană activă și foarte implicată în comunitatea din România, atât din punct de vedere profesional, pentru că are un studio de indie development, pentru care la un moment dat a investit ani de zile ca full-time job, lucrează și la una dintre cele mai mari companii din România, este membru în boardul RGDA și chiar a candidat pentru a fi președintele asociației astă primăvară. Andrei, povestește tu mai multe despre tine. Câți ani ai, de când ești în industrie și parcursul așa în câteva etape? Am 29 de ani și am intrat prima oară în industrie cu 6 sau 7 ani, e un pic greu să zic exact. Am deschis Critic Gaming inițial ca un fel de hobby project, dar după aia ne-am decis eu împreună cu Marius și cu David, dar și cu restul oamenilor din echipă că vrem să încercăm să facem asta profesionist, asta să fie jobul nostru. Și asta am făcut de atunci. Sunt un game developer, am fost în principal în lumea indie, de curând sunt și în această lume AAA. Și sincer, simt că e important. Cu toții suntem într-o anumită măsură foarte mult supuși mediului din jur. Fiecare avem o rază de acțiune, ca să zic așa, foarte limitată. Și dacă ești doar un simplu angajat, nu sunt atât de multe companii la care te poți angaja în România, să fim serioși. Dacă vrei să faci jocuri, pur și simplu, nu ai atât de multe oportunități, metode. Și de-aia am decis să mă implic și în RGDA, pentru că simt că e între puținele entități care poate un pic să schimbe și mediul în general. Așa e. Da. Una dintre întrebările pe care am primit-o eu personal când am început să promovăm acest episod a fost: cine vine să vorbească despre bani la Game Dev Livecast? Când răspundeam Andrei Olarul, era un pic surprinsă. Dar iată cât de puține știm despre comunitatea noastră. Dar ce foarte puțină lume știe este faptul că Critic Game Studio-ul vostru este unul dintre puținele studiouri, și dacă nu mă înșel, sunt atât de puține încât cred că sunt doar 3 studiouri în România care au obținut o finanțare românească pentru dezvoltarea unui joc video. Ce înseamnă treaba asta? O să ne răspundă Andrei imediat, pentru că vreau să vedem un scurt trailer al proiectului care a obținut această finanțare din partea unui grup de investitori români.
Adică aș vrea să notez că nu Interrogation a obținut bani, ci Critic Gaming, în sensul în care noi am avut equity investors care au investit în companie. Nu am acest produs în mod particular. Nu un produs particular, ok. Da. Exact, e foarte bine că ai făcut această mențiune, pentru că vreau să atingem acest subiect, să ajutăm ascultătorii să înțeleagă un pic diferențele, dar mă ajut un pic mai în urmă, Andrei. În primul rând, cred că o întrebare care mulți tineri care se apucă să facă jocuri video se confruntă este: de câți bani am nevoie să fac un joc video? Pentru că fiecare, dacă te duci și întrebi 10 studiouri, fiecare are altă metodă de a calcula de câți bani are nevoie. Hai să încercăm să răspundem la întrebarea asta. Cum ați defini voi că aveți nevoie de 100-200 de mii de euro ca sumă, ca să finalizați, să lansați jocul? Păi trebuie să te întrebi ce joc faci, în primul rând. Mi se pare că jocurile pot să aibă bugete foarte diferite, inclusiv în spațiul indie. Aș spune că bugetele sunt între 50.000 și 2 milioane jumate, încă poți să zici că ești în spațiul indie. Deci e un ecart foarte mare și mi se pare că e foarte important să te decizi, în primul rând, ce joc vrei să faci, care este scopul jocului, după care să calculezi destul de, nu știu așa, grosso modo, toate acțiunile practice pe care trebuie să le facă echipa, să vezi la fiecare cam cât de mult timp ar dura, să mulțești asta cu cam cât de mult timp ar fi plătiți oamenii aia. Și sincer, inclusiv dacă lucrezi doar tu și cu încă trei prieteni după amiezile, la tot e timp pe care oamenii ar, în practică, ar cere niște bani. Ar putea câștiga și bani, exact. Exact. Și așa poți să calculezi cât costă să faci jocul respectiv. Și în funcție de asta poți să zici, poți să decizi cât de mult vrei să pui de la tine, fie că înseamnă timp sau bani, poate ai bani, cine știe, na. Se mai întâmplă, și cât de mult vrei să ceri. Da. Și e important să iei în calcul salarii brute, nu salarii nete. Exact, foarte important asta, da, e mare. Se dublează sumele, dintr-o dată, hopa, s-a dublat. Exact. Da. Da. E foarte valid. Am întâlnit foarte des această greșeală, faptul că oamenii nu își calculează timpul lor. Păi, dar nu, că oricum eu stau acasă, n-am chirie sau am de la mama sau am de la tata. Problema e că dacă te duci la un investitor, îți dă bani și el știe că tu ai nevoie de 100 și ceva de mii de euro pe an și tu după 2 ani te-ai trezit că vrei tu să ai salariu, o să vii și o să spui, păi, na, o să fie 150 de mii de la anul. Și? Păi, dar de ce? Păi acum sunt și eu plătit. Păi, până acum nu erai plătit? Adică de ce dintr-o dată e? De-aia zic că e foarte, foarte important să fii sincer cu tine și cu timpul, exact cum ai și Andrei, și al tău și al celor din jurul tău, chiar dacă de multe ori, ca indie la început, faci multă muncă voluntară. Asta nu înseamnă că n-ai fi putut să faci banii din altă parte. Și aș vrea să notez și faptul că să faci un joc e un maraton, nu e un sprint. Și în consecință, propria ta, nu știu, liniște, putem să intrăm inclusiv în discuții despre mental health, contează, adică trebuie să poți să duci aia 2 ani de zile, 3 ani, 4, cât timp lucrezi la jocul ăla și ai tot felul de probleme și lucrurile nu o să meargă bine, niciodată nu merg cum te așteptai, și în consecință să stai pe un venit care nu ți ajunge pentru niște un confort de bază, așa ca om, nu e sustenabil, pur și simplu. Da, da. Și toate frustrările le aduci în proiect și în echipă și ai un impact inclusiv la nivel de dezvoltare prin faptul că anumite lucruri ți afectează viața privată. Foarte corect, foarte adevărat spus. Cum a fost pentru voi? Pentru că eu mi-aduc aminte, noi chiar am avut niște discuții, inclusiv eu cu tine și cu o parte din membrii echipei, la momentul respectiv, și recunosc că când ați venit și mi-ați spus suma, am rămas un pic așa surprins de sumă, pentru că vorbim de 2019, dacă mi-aduc eu bine aminte. Când 2018, am început 2019. Noi Interrogation era 2018 chiar. 2018, sau 2017, 2019. Cam așa. Da.
Și parcă voi ați căutat undeva în jur de 200.000, era suma pe care o căutați voi. În practică am căutat 120.000 și am mai suplinit cu încă vreo 40.000 prin programul Startup Nation și încă niște 20-30.000 din alte granturi mai micuțe. Deci da, dacă ar fi să fac un calcul, bugetul total al între bugetul total interrogation între un prototip pe care l-am făcut în hobby mode și jocul final e de 200.000. Dacă punem la socoteală și timpul nostru în care am făcut respectivul prototip, cred că pe la 250.000. Care eu sunt măricică. Eu sunt măricică și pentru 2024. Bate la ușă și 2025. Dar apoi pentru 2018, când încă erau vremuri bune, să zic, atunci, înainte de pandemie, eram toți... Da. Mai zvelți, ca să zic așa. Cum a fost reacțiile și discuțiile cu oameni, să zicem, și din comunitate, cum au perceput suma alți dezvoltatori, indicând discutați voi așa amical între cu prieteni din industrie, cum au fost discuțiile la nivel de oameni de business, cărora veneați și le spuneți, vreau să fac un joc video, am nevoie de un sfert de milion de euro. Depinde, oamenii din industrie cred că erau destul de aware de cam cât costă să faci un joc video. Adică noi am încercat să facem un joc video care totuși avea production value cât alte jocuri de succes indie. Nu, există jocuri care sunt foarte mici și cumva dau lovitura, gen, nu știu, Vampire Survivor, dar nu poți să te bazezi pe asta. E un threshold minim de production value care eu personal cred că în 2024 e mult mai sus, adică e undeva la vreo 1.5 milioane threshold-ul respectiv de production value, poate chiar două. Dar atunci când vorbeam cu oameni din afara jocurilor video, erau uimiți de mare această sumă, da. Da. A fost o îngrijorare pentru voi faptul că reacția e sau neapărat, poate mai degrabă chiar la nivel de consternare, faptul că oamenii, nu știu, se simt mirați că cereți bani pentru o astfel de muncă? Deci în primul rând trebuie să admit că noi am aplicat la un Startup Nation, am luat banii și ne-am apucat să facem acest joc și eram tineri și zglobii. Și învățam să notăm în timp ce eram în apă și nu prea aveam timp să fiu consternat de lucruri. Eu trebuia să găsesc bani ca să pot să plătesc salarii. Adică, nu știu, era destul de clar. Da. Câți erați voi în echipă la început? Păi, când chiar ne-am apucat de muncă full time, eram 5 oameni în echipă. Ceea ce e o măricică, da. E o echipă măricică. Da, dar dacă faci un calcul, adică îți trebuie cineva care să știe să facă artă, îți trebuie cineva care să facă game design și narrative, adică noi, interrogation era foarte mult scris, trebuie ceva. Și ajungi la 5 oameni. Na. Cine și destitiv cu jocul, cum ai spus și tu, contează și ce tip exact. De joc faci. Exact, poți să faci un platformer, sincer, într-o, poate o persoană, două, dar... Exact. Ăsta era jocul pe care noi știam să-l facem. Da. Spuneai de Startup Nation, chiar avem o întrebare pe YouTube de la Radical. Cum ați obținut bani de la Startup Nation? Ceva tips, eventual număr de telefon al unei rude, dacă e ceva? A fost. Mi-a scos perial, cred că sunt doar două alte momente în viața mea, mult mai nașpa, care au reușit să-mi scoată perial mai mult ca Startup Nation, a fost groaznic și am mai luat alte granturi. Startup Nation a fost pur și simplu teribil. Doar am aplicat și am scris ok aplicația respectivă, dar procesul după aia, după ce efectiv de obținere a banilor care se dădeau doar de cont, adică nu se dădeau înainte, a fost efectiv distrugător emoțional, de o lipsă de profesionalism a acea instituție a statului care gestiona acest program, cum n-am mai văzut. Da. A fost mai complicată birocrația după ce ați fost aprobați decât dosarul propriu-zis? Da, doar că problema nu e că a fost complicată birocrația, pentru că, sincer, oricât de complicată e,
dacă îți dedici timp și atenție, o faci. Problema e că nu era clară birocrația. Nu era, da, efectiv, adică ghidul respectiv era scris cu picioarele și după aia era un milion de lucruri faci și duceai acolo și respectiva instituție nu reușea să-ți ofere clarificări. Nu știu, întrebați la Ghișeu 3, vă rog. Da, nu îți răspundeau telefon. A fost un moment în care am cerut audiență cu directorul instituției, m-am dus la audiență și a venit o doamnă care a stat de vorbă cu mine o oră în care mi-a explicat vreo trei spețe de lucruri neclare, care mi sunt neclare, la care mi-a spus, da, cred că ar trebui să vorbiți cu domnul director. Da. Doamne, mă scuzați, dar cine sunteți dumneavoastră că da. Vorbesc da. Cu ea. Doamna de la poartă, că mi-a zis un director că e la țigară să stau aici. Da. Bun. Era fain să zică, păi nu, că și eu așteptam la domnul director, dar am intrat în lume. În punctul ăla, efectiv, puteam să accept orice. Startup Nation, oricum vă ia sprit și la început, Andrei, între timp s-au mai cizelat. Ce vreau să rămână, pentru că clar știm că aici nu e o chestie de Startup Nation, în multe chestii care ține de birocrația românească devine un moment care posibil să marcheze pe viață, dar ce mi se pare mie fascinant, iarăși este să spun unul dintre puținele studiouri românești care a încercat să obțină bani de la Startup Nation. Ați avut granturi, dacă nu mă înșel, inclusiv de la Epic Games? Nu, am mai avut granturi tot de la statul român prin programul de internaționalizare, dar asta a fost doar ca să mergem la niște evenimente. Am mai avut granturi și am avut grant de la Creative Europe, okay, care al Comisiei Europene, prin programul lor de video games. Da. Cătă, vrei să întreb ceva? Sau? Da, vreau să întreb legat de granturile astea. Ați apelat la ajutor, în fine, altă firmă de asta specializată pe depunere de dosare pe asta sau v-ați descurcat voi singuri? La Startup Nation am apelat la ajutor și am fost profund negativ impresionat și la restul doar ne-am descurcat noi. Pentru și din experiența mea, mai ales dacă, nu știu, citești cu atenție ghidurile, oriunde există lucruri vagi, dai telefon și le clarifici și în general doar citești cu atenție și după aia faci lucrurile după ghid, nu e sincer nimic foarte complicat. Uite, mi se pare fascinant că poți să dai telefon undeva și cineva chiar îți explică. Asta deja e ceva. Dar să știi că unul la UE sigur, dar și la UE, mai ales dacă dai mail, îți explică foarte în detaliu și te ajută foarte mult. Dar și statul român te ajută dacă dai telefon, dar trebuie să dai telefon, adică nu trebuie să... Trebuie fără rușine, te duci, întrebi, dacă nu-ți răspund la telefon, te duci la ei acolo, zici cu cine să vorbesc, vreau să mi se explice. Da, nu vorbești cu cine trebuie, dar vorbești cu cineva, nu-ți face griji. Da. Andrei, totuși, o să insist pe subiectul ăsta, pentru că mi se pare că sărim de multe ori ușor și nu realizăm cât de inabordabil este pentru multă lume. Pentru că Creative Europe este un program de ani de zile. Și cu toate astea, sunt atât de multe studiuri în România care nu știu de el și nu știu cum să acceseze acele fonduri. Hai să pun două întrebări, pentru că sunt convins că mai ales audiența noastră de la Game Dev Livecast sunt mulți oameni pasionați de gaming la început de drum. Te-am auzit pe tine vorbind astăzi despre treaba asta. Eu am nevoie de bani ca să fac jocul meu. Ce fac propriu-zis? Pot să mă duc pe Google să caut? Cum găsesc granturile astea? Cum ați găsit voi granturile de Creative Europe? Că sunt mulți oameni care poate nu auzi de Creative Europe. Bănuiesc că nu te-ai dus și ai căutat Creative Europe direct. Nu. Deci, dacă vrei să știi care sunt toate granturile legate de jocuri video, se întâmplă că European Game Developers Federation face o listă foarte exhaustivă cu toate granturile, atât la nivel european, cât și la nivel local pentru fiecare țară. Se întâmplă că în România lista lor locală este goală și asta e o altă problemă despre care putem să discutăm, dar la nivel european le indexează pe toate. Cel mai important dintre ele este acest video call for video games de la Creative Europe, ăla în care nu trebuie să te chinuiești să explici că tu faci altceva,
chiar e pentru jocuri video și trebuie să te chinuiești să explici că chiar e un joc video, ceea ce chiar dacă asta faci, atunci e super. Și după aia, o dată ce ai acolo linkul, apeși pe el, o să te ducă pe o pagină a Comisiei Europene, unde o să fie multe lucruri de citit, multe linkuri de apăsat, o să fie un pic intimidant, dar în realitate, dacă ai niște răbdare cu tine însuți niște ore, îi dai de cap. Da. E probabil cel mai dificil lucru de făcut pentru cineva care face jocuri video. Să stăm să citim multe. Adică știm cu toții, dacă faceți tracking pe tutorialele voastre din jocuri pe care le creați, cât de multă lume de escape, că nu mă interesează. Dar da, mi se pare foarte, foarte valoros. Bă, banii ăștia chiar îi puteți obține, îi puteți accesa. Cum a zis și Andrei, căutați European Game Developer Federation pe Google, EGDF, și găsiți și pe site-ul RGDA lista lor și puteți vedeți acolo zeci de timpuri de granturi. Acum, a doua întrebare, fix pe acela subiect. Deschizi ăsta de la EGDF și mi-apar un milion de link-uri și de chestii. Video Call for Games, Call for International, ai foarte multe lucruri și nu știu eu la ce poți să aplici sau pentru ce este eligibil, care e pentru mine, care e tot înainte de a mă decide ce bani pot să obțin și de unde. Cum pot, aveți vreun proces din experiența voastră de a înțelege mai rapid, să zic așa, care grant să-l accesezi? Da, se numește răbdare. Îmi pare rău, dar chiar nu e. Da, nu, deci, foarte tare, da. Da, ideea e că ăsta este, deci ăla de care am zis eu, e singurul care chiar e un grant chiar pentru jocuri video. Există alte lucruri care sunt, ar putea să fie și pentru jocuri video. La alea chiar trebuie să citești cu mare atenție și să citești nu cum citești beletristică, ci cumva critico-creativ. Adică să te gândești, ok, deci voi vreți asta. Există vreo metodă în care eu pot să argumentez că lucrurile pe care le fac eu, e o metodă nu trasă de păr, una, că da, oamenii citesc, că astea nu sunt idioți. Chiar, nu știu să zicem, există granturi despre dezinformare. Aș poate fac un joc despre fake news. Atunci e o șansă chiar să se potrivească. Dar chiar trebuie să ai cumva răbdare, pentru că eu nu știu cum să spun, ți se dau mulți bani. Ei de fapt nu vin gratis. Asta e munca pe care o faci ca să obții banii aia. Și, de exemplu, la Creative Europe poți obții 200.000 de euro ca să faci, care să reprezinte 60% din costul prototipului. Aia zic, că sunt 200.000 pentru prototip. Pentru prototip, da. O să obții separat și finanțare pentru full development, dacă ți minte, doar că pare că e cu 50-50 ăla. Nu de la Creative Europe, dar există, poate, în diverse țări există și pentru full development, dar sincerată, ce ai un prototip, dacă e bun, ai o șansă să obții oricum toți banii de la un publisher. Dar realitatea industriei este că nu poți acum să te duci la nimeni doar cu un pitch deck să-ți dea bani să faci jocul. Trebuie să te duci cu un prototip. Da, și un prototip așa. Nu costă 2-3 după amieze, dacă vrei să fie pentru un joc care chiar face bine pe Steam. Un prototip costă 300.000. Da, da. Vreau să să insistăm un picuț asupra aspectului ăsta că primești 60%. Ce faci de cei 40% diferență? Trebuie să vii cu ei propriu zis de acasă, să îi virezi în cont odată cu cei 60 primiți de la UE? Nu, trebuie să... Deci tu o să primești niște bani upfront, dar tu la un moment dat o să finalizezi proiectul și tu o să le zici, uite, eu am avut aceste costuri. Costurile trebuie să fie de total, de 300.000. Dacă tu ai avut costuri de mai puțin, atunci tu trebuie să dai înapoi parte din banii pe care ți-au dat ei, pentru că ei dau doar 60% din acele costuri. Tu poți obții ceilalți 40% în diverse moduri. Poate firma face drept ca side gig niște outsourcing. Poate obții un investitor. Poate dacă trăiești în Germania, obții de la German Games Fund.
asta. Și eu nu glumesc când zic că 90% din indie studiourile din Europa, ele așa supraviețuiesc, combinând granturi din mai multe locuri. Un grant european, cu un grant statal, cu un grant la nivel de land, în cazul în care Germania, de exemplu, și ai grant federale. Și în Franța există mai multe granturi și în Italia, multe din astea există câte mai multe și le o combini între ele, astfel încât să poți să-ți faci prototipurile. Voi ați putut să folosiți banii din Startup Nation cumva ca să vă acoperiți parțial aia 40% care trebuia să veniți voi? Noi am făcut alt joc prin Creative Europe, un joc numit Good Morning AI, pe care de fapt am avut prototipul și mai mult decât prototipul, dar nu l-am lansat niciodată. Și pentru restul de bani au fost bani din vânzările Interrogation. Ok. Ba. Stați așa un pic, am ceva de rezolvat. Pentru că aș vrea să ne povestească radical unde este această asemănare între mine și Benny Blanco. Da? Asta fiu mai aproape un pic. Da? Jur că mi-aș dori părul ăla, mi se pare foarte tare, dar nu-l văd la mine. Oricum, mulțumesc Beni, o să iau ca un compliment. George, dacă mai pleci, na, ai pierdut, s-au dus din bani. Așadar, fii pe fază, pentru că Andrei e deja la a treia soluție să obții bani în Indiu românesc. Și mai aveam o întrebare aici, dacă poți să ne răspunzi, Andrei, dacă banii au și condiții, spre exemplu, să ai un număr minim de salariați pentru un anumit număr de ani. Deci, pe Startup Nation erau astfel de condiții. Pentru majoritatea granturilor de la comisie, condițiile, aproape în toate luna, granturile comisiei sunt legate de condiții legate de proiect. Și de multe ori sunt despre a duce la final exact proiectul pentru care tu iei banii. Adică dacă tu zici, o să fac un prototip, există drept condiție la final să le trimiți prototipul, să vadă prototipul, să fie un prototip pentru ce ai zis tu că faci tu un prototip. Dar nu există alt fel de condiții de obicei. Și aș mai vrea să mai notez un lucru important, și anume că aceste angajamente pe care ți le iei, tu ți le iei, nu ți le iei în nume propriu, ci le ia o companie. Și există conceptul de răspundere limitată a companiei. Și anume, în cazul în care compania nu reușește să-și îndeplinească niște obligații, în ciuda faptului că a fost administrată de bună încredere, adică nu există cumva niciun fel de șansă de fraudă sau ceva de genul ăsta, companiile câteodată nu pot să-și îndeplinească obligațiile fiduciare, punct în care există instituția falimentului, prin care ce asset-uri are compania se lichidează, creditorii săi, care pot să fie inclusiv Comisia de Europa, de exemplu, își obțin o parte din banii care le sunt datorați și asta e. Și așa se fac, adică nu știu, așa funcționează lumea de afaceri. De-aia nu cred că nimeni nu trebuie să-și pună gaj casa ca să facă jocuri video. Da, își recuperează cât pot prin ce reușesc să liciteze pe asset-urile puse pe proprie și mai departe se consideră pierdere din partea lor. Bun, ați făcut dosarul, ați luat banii. Cum a fost pentru voi când ați primit bani? Pentru că erați tineri, erați neexperimentați. Care a fost primul lucru? Nu știu, v-ați luat plăci video, v-ați luat monitoare, ați pus în cont pentru salarii? Cum ați gândit-o? Schimbau sediu cei de la World Wildlife Fund și am mers și am cumpărat pe câte 10 lei bucata
de-astea, birouri. I'm not kidding, we actually did that. Sincer, eu am încercat să drămuiesc banii foarte bine, pentru că în realitate, de fapt, nu erau atât de mulți. În realitate, lucrurile niciodată nu merg cum trebuie și, de fapt, de multe ori ajungi să consumi mai mult decât ce-ai dorit. Adică, da, în momentele în care reușeam să obținem finanțări sau să avem bani în diverse surse, respiram mai ușurat, dar întotdeauna eu îmi făceam calcule de ok, am X luni. Cât ne ajung. Da. Exact. Cum a fost? Hai să ne mutăm de la Comisia Europeană. Mai avem o întrebare legată de Comisia Europeană. Eram curios partea de hârtii, nu știu, dovezi, închiderea proiectului, demonstrații, tabele de cheltuieli, cât de complicat a fost, cât de minuțioși sunt cei de la UE, de la Creative Europe. Chiar nu sunt foarte minuțioși. Adică ei au acolo niște categorii foarte mari, de genul, nu știu, staff expenses, assets, adică lucruri care ți le cumpărați. Așa, le dai o listă de facturi și state de plată, le spui, faci un calcul simplu, le dai și se uită ei. Și în principal, care e procesul, e că ei presupun că ești de bună încredere. Adică, de fapt, nu stau să verifice super minuțios, dar știi că există o șansă să se facă un audit. Și na, trebuie, în principal, trebuie să fii atent să, adică în cazul în care o să faci cumva o mică greșeală materială, nu o să fie nicio mare problemă. Poate cel mult o să trească să dai o mică parte din bani înapoi pentru o îndreptare. Dacă nu faci fraudă, nu trebuie să stai cu mare grijă la capitolul hârtii. Dar cumva trebuie să ții evidența facturilor și chitanțelor și ce cumpărați pe firmă, cumva să le ai. Trebuie să trimiți 300 de mii cheltuieli și ai un bon de benzină de 500 de lei. Atât am păstrat, trebuie să le-am pierdut. Nu, dar sincer, dacă, nu știu, îți faci evidența cum oricum trebuie să faci prin lege, dacă ai o firmă, da, corect. You're probably gonna be ok. Și cel mai important e că ai o persoană alocată ție. E project managerul tău. Poți să-i trimiți orice întrebare. Poți să-i zici, uite, aș vrea să depun asta. Ți se pare ok? Vezi vreo problemă? A, ai dreptate. Uite, am uitat asta. Mulțumesc că m-ai ajutat. Hai cu adaug. Adică e un dialog. Nu simți că... Bănuiesc că toate documentele astea voi le-ați scanat și le-ați trimis în română. N-a trebuit, nu vi le-a cerut nimeni în engleză. Da. Le-am trimis în română și au obligație să le accepte în română, că e Comisia Europeană. Hai să trecem cumva spre zona care este destul de particulară vouă și un proces în care tu ai fost implicat, Andrei, și anume faptul că ați obținut o sumă destul de consistentă, 120.000 de euro, de la, dacă datele mele sunt corecte, bineînțeles, un grup român de investitori, Tech Angels, care au investit în Critic Gaming. În primul rând, probabil cea mai importantă întrebare dintre toate. Cum ați intrat în contact cu ei? Deci m-am dus, era nașpa, știam că o să termine banii din Startup Nation. Și în curând, în câteva luni. Și încercam să găsesc bani de la un publisher, nu reușeam pentru că eram prea early, prototipul pentru asta. Și mi-am amintit la un moment dat că am văzut o prezentare sau ceva de la George Lemnaru despre cum era obținut bani de la niște investitori. Exact. George. Și i-am scris lui George, l-am întrebat el cum a obținut bani și m-a invitat să avem o cafea, să discutăm, mi-a povestit experiența lui, l-am rugat dacă poate să mă pună în contact, așa, pur și simplu, cu investitorii săi. Mi-a zis da. M-am văzut după aia, i-am scris lui Mălin, care era principalul investitor la momentul respectiv, care momentan e și președinte la Tech Angels Romania, cred.
Mălin Ștefănescu. Și i-am zis, cine suntem, ce facem, căutăm bani. Ne-am văzut la o cafea. Mi-a explicat că ce probleme vede el în propunerea noastră și cum nu e interesat. Am înțeles. Și la un moment dat a fost după vreo 2-3 luni, adică, sau poate chiar mai mult, au fost, nu mai mult de 2-3 luni, vreo 6 luni, după încă vreo 6 luni, wow. A fost un fel de open day cu pitch-uri la Tech Angels. Și am aplicat să ținem și noi un pitch. Ne-am dus, era și prototipul era un pic mai avansat în punctul ăla, dar mai ales noi înțelesesem un pic mai bine, nu știu, tipul de informații pe care cel puțin. Cum să abordezi era diferit un investitor, da, față de un publisher. Exact, exact, da. Era foarte important pentru că noi vorbeam foarte mult despre interrogation, în timp ce păi, interesa foarte mult să asculte despre Critic Gaming. Ce să facem cu jocul 2, 3, 4, 5, cum o să creștem, care sunt planurile noastre. Și am scris un plan pentru asta și am fost acolo în, am ținut o prezentare și câțiva dintre ei au fost interesați și am continuat să discutăm, am continuat să lucrăm pe respectivul plan împreună cu ei, adică n-a fost un act, nu știu cum să zic așa, adversarial, ci mai degrabă colaborativ, până în punctul în care suficienți dintre ei au zis, mă, eu mă bag, când au zis câțiva, mă, eu mă bag, au zis și alții, ok, hai să ne băgăm și noi. Și după care a fost o mare discuție care și-a durat vreo lună sau două despre contract efectiv, clauze și le-am negociat pe toate, a fost îndelungat, au fost lucruri care noi nu am fost super fericiți, lucruri care ei nu au fost super fericiți, per total, cred că așa îți dai seama că a mers de fapt bine, pentru că per total, după aia la sfârșit, toată lumea a semnat contractul ăla cu entuziasm. Fără pistola tâmplă, da, da, da. Da, bună, exact, voie, exact. Cine se vede nimeni. Exact, exact. Vreau să ne oprim aici, Andrei, pentru că deja am câteva întrebări. Da. Dragilor, puteți să vă puneți cafele, că am ajuns la suntem încă la începutul poveștii cu Andrei. Iată că, de-aia zic, mi se pare atât de interesant discuția și încă o dată mă bucur că ești alături de noi. Un aspect extrem, extrem, extrem de important și poate iarăși o chestie care nu avem vizibilitate pe ea și mi se pare vital pentru planning-ul nostru. Și l-ai menționat și vreau să-l scot în evidență. Luați în calcul, când începeți să căutați bani, că poate dureze luni de zile și deja dacă pun cap la cap toată durata asta, cred că mă apropii de un an de zile. Da, cam asta. Ceea ce, iarăși, dacă plecați la premiza că ok, în 2-3 luni trebuie să o rezolvăm, s-ar putea să... Ar fi un miracol să începi să cauți azi și să primești banii în cont peste 3 luni. Ar fi un ceva nemai întâlnit, probabil. Deci, iată că dacă vreți, spre exemplu, să faceți, să obțineți finanțare pentru jocul vostru, că vreți să porniți anul viitor, s-ar putea deja să fie târziu. Și să trebuiască să amânați să începeți să lucrați la el, poate spre finalul anului sau 2026 chiar. Asta e un lucru foarte, foarte interesant, pe care sunt convins că multă lume nu percepe cât de time consuming poate să fie. Doi. Și la granturi durează 7-8 luni până obții răspuns. Da, cumva acolo pe granturi ai niște repere. Okay? Ele, da, cumva, da, au niște informații, când se deschid, când se închid, cât durează perioada de evaluare, cât... Da. Aici chiar nu ai, vorba ta, și bă, 2-3 luni a băgat nimeni în seamă. Doi, iarăși vorbim de un caz care este destul de popular în România. Niște persoane pasionate de a face jocuri video, care n-au nicio treabă cu ce înseamnă să faci investitori, discuți cu investitori, să dai acțiuni dintr-o companie și alte lucruri care țin de cu totul altă zonă, au trebuit să negocieze cu niște investitori, în interesul lor, bineînțeles, cum a fost procesul ăsta de gestionat, ținând cont că, bănuiesc că nu aveați multe cunoștințe, nu ați avut o firmă de avocatură care v-a reprezentat interesele, să zic așa. Nu, dar cred că aveam două mici.
nu știu cum să spun, adică noi, David terminase dreptul cu fondatorul meu, David, deci cumva nu eram complet pe din afară la capitolul know-how juridic, pe de o parte. Eu terminasem ASEU, adică cumva nu erau niciuna dintre termenii din contract sau chestii, nu ne era necunoscut și oricum când era ceva vag căutam pe net ce înseamnă, adică destul de am luat-o pas cu pas. Dar și aici a fost o perioadă de research care la fel consumă din perioada de dezvoltare, să înțelegi, să suni un prieten, cauți pe internet, mai întrebi altcineva. Exact, am mai avut prieteni avocați cu care nu ne-au reprezentat oficial, dar am cerut niște păreri pe niște chestii, adică și am avut o firmă de avocatură care a draftat contractul, dar nu ne reprezenta doar pe noi, ci cumva ajuta. Reprezenta tranzacția în general. Dar e foarte important și la capitolul ăsta cu contracte să-ți aluci timp și durează timp. Da, așa este. E foarte dificil pentru echipe de astea foarte micuțe, gen un om, doi oameni, în momentul în care trebuie să stai 4, 5, 6 luni doar pe chestii de astea legale și, în fine, pe căutat de investitori. La un moment dat ajungi la concluzia, mai bine în alea 5 luni făceam un joc. M-a făcut Paul și a lansat acum ăla horror și cred că e mai câștigat decât să și căutat investitor. Dar, din nou, depinde foarte mult de cât de complex și cât de mare e investiția pe care o cauți, cât de complex e jocul și cât de mare e investiția pe care o cauți. E fix ce a spus Andrei la început. Trebuie să știi ce vrei și care e scopul. Care e production value-ul tău? E o întrebare care o am pentru Andrei, dar cumva un pic mai încolo. O să zic de acum, în cazul în care uit-o, puteți să o reamintim. Dacă merită să aplici la un grant sau să ai discuțiile cu un VC pentru primul tău proiect. Dar până acolo, aș vrea să te întreb altceva care a fost una din marile probleme pe care am avut cu mulți dezvoltatori în România, cu care am avut diferite schimburi de, să zicem, consultant, dacă vrei, pe zona asta de business. Inclusiv ceva ce spune și unul din urmăritorii noștri, nu dau nicio acțiune. M-am lovit de treaba asta în multe discuții, dar cum adică îți dau acțiuni din firma mea sau din jocul meu care poate face miliarde de euro? Cum a fost la voi genul ăsta de discuții? Discuțiile astea trebuie să fie cumva de acord toți acționarii firmei, deci practic toți oamenii care erau fondatorii companiei. Pentru cineva care nu vine din business sau nu are treabă cu business-ul, nu prea are nicio valoare. Faptul că dau 10% din zero, 20% din zero, pentru mulți cifrele astea nu prea zic nimica. Cum a fost pentru voi și de ce, spre exemplu, ai simțit nevoia să negociezi, să dai, nu știu, 10% sau 20% sau 30% și nu mai mult sau mai puțin? Trebuie să admit că aia nu am negociat aproape deloc numerele. Sunt un miliard de alte clauze în contractul ăla pe care le-am negociat, legate de puteri, puteri majoritare, puteri minoritare, lucruri pe care nimeni nu le poate decide fără celălalt, adică aia a fost negociat și sunt multe lucruri care trebuie negociate. Cred că, în primul rând, e foarte important să fii realist și să-ți dai seama că șansele sunt că nu o să faci miliarde. Și că mai bine îți faci jocul decât să rămâi așa cum mândria faptului că ești singurul care îl deține. Dar în al doilea rând aș vrea și să spun că eu cred că e valoros să adaugi pe altcineva în poveste. Fie că vorbim de un publisher care investește în joc, fie că vorbim de investitori care investesc în companie. De ce? În primul rând, e o validare a faptului că nu tot ce faci tu e un e wishful thinking. Adică întotdeauna tu ai vise mari, dar în realitate e important să mai vină cineva să zică: bă, știi ce? Sună rezonabil ce faci, arată bine ce faci, și eu mă bag și eu o să pun ceva on the line. Adică nu doar o să-mi dau cu părerea, dar chiar mă implic. Mă investesc, da. Mă investesc, da. Asta cumva mi se pare că în cazul în care nu reușești să obții asta,
chiar e o problemă. Noi am avut jocuri în care am căutat publisher și n-am găsit. Și le-am omorât. Chiar că am mai putut să lucrăm la ele, poate chiar aveam bani să le terminăm, dar ne-am zis, bă, nimeni nu vrea să se atingă de jocul ăsta, chiar că nu, poate nu cerem foarte mulți bani. Din motiv. Foarte interesant. Foarte interesant. Da. Și al doilea lucru e că cineva care vine și chiar e interesat să iasă bine, poate să-ți ofere și sfaturi utile. Câteodată nu. Câteodată poate o să fie un pic enervant, pentru că poate au sfaturi care nu sunt utile. Poate au sfaturi care nu cunosc anumite specificități. Am avut asta și cu publisher, am avut asta și cu investitori. Dar am avut și sfaturi bune. Măcar faptul că te pun pe gânduri să argumentezi împotriva lor. Și până și asta e valoros. Da, da, da. Cum să nu? Cum să nu? Și apropo de subiectul ăsta, cum a fost relația asta de a colabora cu oameni care nu au nicio treabă cu gaming-ul și bănuiesc că se uitau la voi ca la avioane străine când spuneați, păi nu, că stai că trebuie să facem niște texturi noi și durează două săptămâni ca să facem o animație, că te spunem un bon pe mâna dreaptă, că nu se mișcă bine. Ați simțit că, nu știu, funcționează lucrurile așa sau de multe ori ați abandonat să mai aveți discuții că nu se lipea nimica de nimeni? Deci un lucru pe care vreau să-l menționez este că eu pot să spun cum a fost în perspectiva cuiva în care s-a investit fără rezultat. Adică investitorii noștri ne-au dat bani, dar noi n-am reușit aveți un succes comercial cu jocul. Da, să avem un succes comercial. Și au fost momente natural tensionate din cauza asta. Dar de asemenea, da, au fost momente în care faptul că o parte din investitorii noștri chiar nu știau nimic despre jocuri sau poate câteodată chiar mai rău, știau unele lucruri, dar nu suficient, însemna că trebuie să avem răbdare să explicăm niște chestii. Dar mi se pare că ce e un lucru care a fost valoros pentru noi și cred că e valoros în orice astfel de interacțiune e să îți amintești că până la urmă, niciodată faptul că ai un investitor care vine, tot tu ești de fapt la cârmă. Investitorii nu pot să facă ei pentru tine jocul și în consecință nici pot să-ți dea advice, dar nu sunt ca niște șefi. Nu e de parcă ți-a zis șeful să faci ceva. Trebuie să asculți, trebuie chiar cu inima cât mai deschisă să asculți. Și poate și noi câteodată n-am ascultat cu inima suficient de deschisă unele lucruri. Și după aia să te gândești efectiv ce vrei să faci și să prezinți ce vrei să faci. Și după aia să faci chestia aia. Și nu prea, adică trebuie, tot tu trebuie să-ți asumi. Da, asta așa e. E un pic diferită, oricum, relația cu investitorii, nu că e un pic mai mult diferită decât publisherul. Da. Care publisherul poate pe development poate să vină cu mai multe, sau cu un grad, hai să fim politicoși, cu un grad mai mare de implicare, care uneori poate să sune bossy, să zic așa, da. și să fie greu să zici nu. În același timp poate să fie mult mai valoros orice zice el, tocmai prin prisma faptului că ei au o experiență cu piață, înțeleg o piață, da. Știu cum să vândă piețe respective și așa mai departe. Da, 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 categoric. Aici da, nu e un manual de urmat, dar mi se pare foarte, în sensul cum zicea și Andrei, important e să asculți toate lucrurile alea cu inima deschisă și să vezi dacă nu cumva acolo lucrurile alea care ți se par ție că-s bossii, de fapt chiar sunt niște sfaturi și niște cerințe care au sens, știi, și te pot ajuta. Lasă lucrurile să pună pe gânduri și după aia le filtrezi tu și realizezi, dar cumva să permiți să ajungă acolo, să le macine râșnița și să le treci prin filtrul tău. Din momentul în care ați semnat, Andrei, cu investitorii români, asta a fost după Startup Nation. Da. A simțit vreo presiune suplimentară din cauza faptului că ați luat bani de la investitori față de
bani de la Startup Nation sau Creative Europe? Din cauza că banii care au venit aveau o față, ca să zic așa, că oamenii ăia s-au cunoscut? Mă, da, eu am simțit o obligație morală, reală, to do my best. Chiar să încerc, pe de-o parte, să fac bani. Adică noi nouă ne-au dat bani ca să facem bani, nu din alt motiv, nu că, nu știu, nu eram ceva charity case sau... Nu că aveau ei dorința asta să vă vadă jocul vostru în piață, da, exact. Tot ce și-au dorit. Exact. Și în consecință, de multe ori erau lucruri care poate nu erau super confortabile. Câteodată e mai ușor să ai întotdeauna o perspectivă de boutique indie. Dar noi întotdeauna încercam totuși să trecem peste a fi un boutique indie, tocmai pentru că promisesem că o să încercăm să trecem peste a fi un boutique indie, să facem poate mai multe jocuri simultan, dacă reușim, să încercăm să creștem echipa, chiar dacă câteodată asta e riscant, că o să atragi oameni care nu sunt, care nu te înțelegi. Deci întotdeauna era cumva o perspectivă de creștere care nu mi-era super confortabilă, dar pe care simțeam că am o obligație morală să o implementez, pentru că pentru ea mi s-au dat bani. Da. Așa e. Întrerupem emisiunea din această seară pentru un scurt moment publicitar, pentru că sous-chef Vintra, nu știu dacă am pronunțat cum trebuie sau am înjurat pe cineva, îmi cer scuze, spune că există multă complexități când vine vorba de investitori din industrie, nu investesc în România, mi-aș dori niște invitați să poată vorbească în cunoștință de cauză pentru sous-chef Vintra și alți ceilalți urmăritori emisiunii noastre, peste două episoade, care, dacă nu mă înșel, cred că va fi 30 octombrie, o să avem doi investitori români invitați, deci vom afla și versiunea investitorilor în ceea ce privește investițiile în jocuri video. Iar mai mult decât dacă lucrurile să fie piperate, interesante și cu adevărat provocatoare, e posibil ca unul dintre cei doi investitori să fie unul dintre cei care a investit chiar în Critic Gaming. Încă nu am o confirmare 100%, dar o să vedem dacă o să aflăm și povestea și unghiul de vedere, punctul de vedere, ca zic așa, al investitorului într-un studio românesc, pentru că mi se pare foarte interesant și care a fost experiența de partea lor să ne zică și ei același lucru pe care îl discutăm cu Andrei. Unde găsim bani să facem jocuri românești? Să ne zică și nouă pinul. Bun, hai să mergem mai departe cu discuția noastră. Intrăm în ultima jumătate de oră a episodului și aș vrea să mergem și spre, încet încet, spre lucrurile mai puțin plăcute ale acestei investiții făcute în Critic Gaming. Pentru că, așa cum Andrei a zis un pic mai devreme, proiectul n-a fost un succes comercial, deși... Hai să vorbim un pic înainte de lucrurile pozitive. E un proiect care la un moment dat era printre cele mai așteptate jocuri românești. A primit multe premii, dacă mi-aduc eu bine aminte, chiar și la DevPlay, parcă și afară ați primit ceva la Reboot sau nu mai țin? Și la Reboot, dar și la Mix în Montreal. Best Narrative. Best Narrative, iată. Deci cumva un joc care avea semnale pozitive, cel puțin, putem să punem lucrurile în perspectiva respectivă. Cum a fost perioada aia de nu știu, în sufletul vostru s-au creat așteptări mari care au fost dificil de gestionat după, ați devenit, nu știu, oarecum, poate la un moment dat ușor aroganți din cauza, aș putea să spun, faptului că cumva lucrurile v-au pus într-o lumină în care se vedea foarte multă încredere în voi. Cum a fost acea perioadă, Andrei? Mi se pare că nu aveam timp aroganță, adică, honestly... Mi se pare atât de indie răspunsul ăsta, dar n-am avut timp să mă bucur, dar n-am avut timp să fiu trist, dar n-am avut timp să mă gândesc. Da, adică înainte să lansăm două luni a fost crunch-ul de pe lume. În schimb... Evident, erau niște, adică motiv pentru care totuși am crâncit două luni înainte să
să lansăm e pentru că erau niște semnale pozitive, da. Adică aveam așteptări că jocul o să vândă. Și nu a vândut, sigur, nici pe departe cât ar fi fost necesar ca să putem să, nu știu, să trăim. V-ați făcut full release atunci, nu? N-a fost, nu era cu early access sau? Nu, că, dar nu era genul de joc care să aibă early access. A existat, evident, a fost foarte mult după ce am lansat și nu a vândut pe cât de bine se poate. A fost foarte mult, ne-am gândit foarte mult ce n-a mers. Au fost și probleme de marketing, sigur, au fost și niște probleme fundamentale de product design, n-aveau de-a face cu execuția, erau efectiv doar de product design, au fost și probleme de execuție, toate trei au colaborat în această direcție. Și la asta chiar ne-am dat timp să ne gândim, pentru că e foarte important după ce te aștepți ca un joc să vândă bine, nu vinde bine, înseamnă că întreaga ta structură logică în care tu încerci să evaluezi, uite, jocul ăsta o să vândă, ăsta, jocul ăsta nu o să vândă, nu e de fapt corectă. Ceea ce e foarte, adică am fost extrem de confuși vreo 3-4 luni. Nu aveam nicio idee ce o să, care va fi următorul joc. Da. Cum a fost? Voi ați avut și publisher? Da. În primul rând, publisher a investit ceva în proiect? A investit în principal bani de marketing. Deci, da, servicii. Suma totală investită, da, suma totală investită a fost semnificativă, dar nu în produs în sine. Da, în marketing. E un din destul de pop standard, să zic. Cum a fost relația cu ei? Unu, cum i-ați găsit? În cont că voi ați căutat în trecut și n-ați reușit să găsiți un publisher, cum i-ați găsit pe cei de la Assemble? Care a fost relația cu ei? Erau cei de la Mix Vision. Între timp au fost cumpărați de Assemble. În mod amuzant primisem și o ofertă de la Assemble atunci când am primit oferta de la Mix Vision. Am avut de fapt trei oferte de publisher în care a trebuit să alegem. Cei de la 101XP, cred, cei de la Assemble și cei de la Mix Vision. Și am decis pentru cei de la Mix Vision pentru că, nu știu, cumva simțeam că înțeleg produsul cel mai aproape de cum îl înțelegem noi. Dar după aia, nu știu, la nivel așa personal a fost foarte bună relația, dar în practică mi s-a părut că nu au reușit să ia. Noi ne bazam pe ei să iau unele decizii de marketing, să vină cu know-how real. Și am descoperit că nu exista de fapt acel know-how mult mai dezvoltat ca al nostru. Și trebuia și noi să ne dăm seama de faptul că nu mai lansă seră decât un alt joc înainte. Adică ar fi trebuit să ne pună pe gânduri, dar nu ne-a pus. Da. Pe ce pui pe seama cărui aspect pui această lipsă de informare din partea voastră? Lipsa de experiență, lipsa de timp? De informat ne-am informat. De decis am decis. Nu, că n-avea decât un singur joc lansat. Adică nu știam asta. Adică nu, n-a fost un lucru pe care l-am descoperit după aia, doar pur și. Știi care e treaba? 101XP și Assemble păreau mult mai prădători. Mult mai genul ăla de publisher care urmează să încearcă să te stoarcă, să fie o relație mai degrabă adversarială decât colaborativă. În timp ce Mix Vision chiar nu părea așa și nu a fost așa în niciun punct. A fost întotdeauna cât se poate de fair, de nice, de colaborativ. Din punctul ăsta de vedere a fost perfect. Dar la capitolul know-how ne-a fost super. Da. Ați lansat, lucrurile nu păreau că se duc în direcția potrivită. Ce a urmat? Și aici mi-a place foarte mult să povestim celor care ne urmăresc două puncte de vedere. Unu, strict la nivel de echipă, ce a însemnat pentru voi ca membri din această echipă, cum ați gestionat această situație, inclusiv din punct de vedere emoțional și sufletesc, pentru că erați tineri, cu siguranță erați pe plin de entuziasm și
A avut un impact faptul că lucrurile n-au mers cum trebuie? Doi, cum a fost în relația cu investitorul? Ați simțit, nu știu, nevoia să... V-ați panicat? Ați simțit nevoia să vă mutați lucrurile pe numele altcuiva ca să nu vi le ia investitorii? Nu știu, cum a fost situația respectivă? Hai să începem cu latura emoțională, cum a fost cu colegii, cum a fost în echipă, oameni care au zis că nu mai vor, se retrag. Ce s-a întâmplat atunci? N-a fost nimeni care să zică că se retrage. Am dat afară, în schimb, doi oameni după ce am terminat proiectul și pentru că, na, pur și simplu nu mergea. Dar oamenii... Noi ne plăcea mult să lucrăm împreună. Nimeni nu cred că își dorea să plece sau nu avea încredere că noi putem să facem jocuri. A fost greu de gestionat faptul că cumva simțeam că ăsta e momentul în care ieșim din precariat și după aia am realizat că ăsta e momentul în care, din punct de vedere financiar, suntem cei mai precari. Și asta a fost un foarte mare stres. Eu am încercat să-l iau cât mai mult asupra mea. Dar nu pot imagina cum cumva. Adică, sincer, nu am fost transparent, știa toată lumea cum stăm cu banii, nu era nimeni probabil super comfy. Dar așa că principala mea prioritate a fost după aia să încerc să obțin alte surse de venit pe locul 1 și pe locul 2 să fac aproape orice altceva. Deci asta a fost la capitolul relația cu echipa, nu știu. Deci n-a fost, nu știu, o tragedie, ca să zic așa, ci pur și simplu, ok, am încercat, n-a fost să fie, hai să mergem la următorul. Da, mai exact. Simți că oamenii aveau energia și dorința să continue. Da. Adică oamenii, oricum, sincer, toată lumea de-abia aștepta să nu mai lucrăm la interrogation și de-abia aștepta să lucrăm la altceva. Câți ani au fost? Câți ani au fost? Pentru interrogation am lucrat vreo 2 ani jumate. Și după care la următorul joc am lucrat un an jumate, adică... N-a fost chiar atât de mult, 2 ani jumate. Cam 2-3 ani, într-adevăr, e perioada în care simți că intră fatig să lucrezi exact. Același proiect. O scurtă paranteză la discuție, pentru că ne întreabă 3 ani. Unde mi-a fugit? A fugit 3 ani. Cu câte wishlist-uri a lansat? Vă mai aduceți aminte câte wishlist-uri aveați? Da. Câte... Deci era 2000, ca să ne amintim cu toții, era 2019, deci erau alte cifre. Erau alte cifre. Acum, ca să lansezi să fii comfy, trebuie să ai peste 100-150.000. Pe vremea aia, ca să lansezi comfy, trebuia să ai peste 7.000 și noi am lansat cu 13.000. Deci noi eram și am fost în... Nu erau deloc 13.000, nici acum nu ar fi rușine cu 13.000. Deci am fost în upcoming, acolo, awaited upcoming, pe tab-ul al doilea pe Steam. Am fost vreo 2 săptămâni, după ce am lansat am fost vreo săptămână întreagă pe new and trending. Adică nu am... Ce preț a avut jocul, mai ții minte la lansare? A avut multă presă, sincer. Am avut, nu, ce preț? A, ce preț? 19? O mare problemă a fost că n-am avut niciun launch discount. Și prețul nu era super mic. Era 16, cred, sau ceva de genul ăsta. Pentru câte ore de gameplay, mai ții minte? În jur de vreo 10 ore de gameplay durează să faci un first playthrough. Nu neapărat asta era problema. Problema era că era un preț măricel atașat de un joc care arăta ca un visual novel. Nu e deloc un visual novel, dar arăta ca un visual novel și n-avea niciun launch discount. Așa că am avut mare spike de wishlist. Am sărit foarte repede pe la vreo 20-25.000 de wishlists. Dar nu s-au materializat în sales. Și dacă nu se materializează în sales, te îngroapă algoritmul Steam. Și pe aia îngropat, fiind îngropat, rămâi. Da. Da, cam asta a fost o problemă. Legat de investitori, cu relația cu investitori... Hai să vedem acolo, cum a fost acolo. Da. Ce au zis băieții? Deci, în primul rând, ei aveau, fiind, erau tech angels. Ei sunt foarte obișnuiți ca la lansare să nu meargă lucrurile bine. Dar și să poți să o dregi. Ceea ce nu e exact cam cum funcționează lucrurile în PC gaming. În PC gaming nu prea mai poți o dregi sau cu mare greutate o dregi tu. Mai ales pe non-life services games. Exact. Și a fost foarte multă presiune din partea lor să continuăm să investim în interrogation, în mod particular.
în loc să ne mutăm pe alt joc. Și la o parte din această presiune am cedat, la o parte am rezistat. Dar în mare a fost greu spre imposibil să reușesc să livrez acest lucru, că chiar e extrem de diferit și de lumea tech și de mobile games. Și că nu funcționează deloc la fel și cumva că odată ce a ieșit, ăla e. Și dacă face bine, poți să continui să investești, dar dacă nu, cam trebuie să te muți. Da. O secundă, mi-am adus aminte că s-a lansat ieri Throne and Liberty. Ia să-i dau install. Așa, bun, am revenit. Ați reușit să vă mutați pe următorul proiect, având în vedere perioada aia de confuzii de care ziceai și de, în fine, nu vă era clar ce merită să faceți, în primul rând. Cum ați reușit să vă găsiți următorul proiect până la urmă? Am făcut trei lucruri. Unu, tocmai urma primul Creative Europe și am aplicat la el. Deci două luni am făcut pre-production pentru aia. Și nu era foarte mult timp să stai, să te gândești, să fii confuz. Adică aveai în două luni de-abia cât ajunge timp să scrii aplicația aia, pentru că e aplicație care te întreabă foarte exact ce joc faci să le arăți mock-ups. Punct în care tu cam trebuie să faci foarte multă preproducție. Mock-up-urile, da. Da, mock-up-urile, dar și să te gândești exact care e game design-ul, care e narațiunea, tot. Ei vor să știe tot. Bun, deci am făcut asta. După aia au fost niște luni în care am și lucrat să susținem interrogation, după care au mai existat niște luni în care am încercat un picuț să să iterăm. Adică să facem joculețe mici, să vedem dacă prinde ceva ca gameplay, să fie ceva atractiv, adică standardul de altfel atunci când cauți următorul proiect. După care au intrat banii de la Good Morning AI și ne-am apucat pe de-o parte de asta. Pe de altă parte, au venit un, cred că singurul nostru contract mai mare de work for hire pe care l-am avut vreodată și ne-am apucat și de ăla. Și din astea două ne-am mai susținut o perioadă foarte îndelungată de timp. Dar nu suficient încât să existați doar din ele. Adică lucrurile, de ce au ajuns în stadiu în care tu a trebuit să iei și să-ți cauți, ai vin la Ubisoft, dacă mă știu și alți colegi s-au dus către alte adică, studiuri. La un moment dat am închis taraba. Pentru că, deci, după interrogation am mai făcut Good Morning AI, am ieșit la un... adică am încercat să le expunem cât mai mult, am folosit all the... deci tot... areiul mare de lucruri de marketing pe care ți zice că trebuie să le faci, le-am făcut, am fost la... Și după aia, în cununarea acestui lucru, că am fost la un Steam Next Fest, unde n-am făcut deloc bine jocul și ar mai trebui să mai băgăm vreo 3-4 luni în el și am decis să nu. Și ce am făcut e că ne-am întors la... Între timp am mai încercat și să mai facem un alt joc numit Domains of Dusk. Am făcut un foarte early prototype pentru el, am încercat să găsim publisher pentru el, ni s-a spus că e foarte interesant, dar prea early. Și între timp am reușit, ne-am decis că vrem să, până la urmă, pe un al treilea joc, că avem mare încredere în el, ne-am întors la investitorii noștri, le-am zis că noi am vrea să facem un nou joc, ăsta e jocul, avem mare încredere în el, am prezentat un business case în care credeam mult. Și ne-au mai ajutat, adică au mai investit încă o dată în noi să facem acest prototip. Am lucrat la el încă un an jumate și după care urma cu acest prototip să obținem un publisher. Dar între timp a picat piața. Nu am mai obținut niciun publisher. Pe de o parte, pe de altă parte, sincer, la execuție de data asta, deci mi se pare că Interrogation avea mari probleme de product design și la fel și Good Morning AI. La ultimul joc pe care l-am lucrat, The Gods Are Fickle,
mi se pare că ca product design era foarte robust, dar doar nu am reușit noi. Nu am fost suficient de buni. Și nu am reușit să obținem un publisher. Și în consecință, la un moment dat, mi-am dat seama că nu mai avem nicio șansă. Și le-am zis oamenilor, mai avem bani de atâtea luni, atâtea luni o să vă mai plătesc, după aia închidem taraba, hai să ne apucăm împreună să ne ajutăm între noi să ne găsim alt loc de muncă, că asta e. Crezi că vei mai reveni la acel prototip, să încerci când își revine piața să mai găsești un publisher pentru el, poate anul viitor sau peste 2 ani? Niciodată! Eu sincer și la Gamescom, acum anul ăsta am pețit pe la niște publisheri cu el, adică, dar cumva realitatea faptului că din două puncte de vedere execuția lui e not up to par, gameplay-ul e foarte interesant la high level, dar learning curve-ul e foarte nevoios. Și nu arată suficient de bine, nu e suficient de frumos. Și aceste două lucruri sunt, și doar unul din ele e suficient încât să te descalifice, sincer, în piața actuală. Hai să ne apropiem foarte, suntem de fapt la finalul, că ne apropiem, suntem clare pe el. Mai am 48 de întrebări de adresat. O să aleg doar câteva dintre ele. 1. Andrei, ce crezi că o să întâmple și când o să-și revină piața? Eu cred că piața își va reveni atunci când... Să nu zici pace pe pământ. Nu. Atunci când oferta și cererea se vor realinia. Momentan, oferta, adică cererea este de un anumit tip de jocuri, oferta e de mult mai multe jocuri decât cât e cererea și o mare parte din ofertă, de altfel, sunt alte tipuri de jocuri decât care e cererea. Atunci își va reveni piața. Când vei reveni tu în indie? Eu? O întrebare foarte grea, nu știu. Cererea va fi... Da, adică e frumoasă viața indie, dar... Eu nu simt momentan. Crezi că s-a dus energia pe care ai avut-o la 20 și nu mai poți să fii acolo, cel puțin nu frontman? Nu sunt convins că s-a dus de tot, că nu pot să vorbesc pentru mine peste 5 ani, dar sigur nu pentru mine, pentru acum. Okay. Vreau o viață un pic în care să nu trăiesc cu atât de mult stres pe cap. A fost grea. Cum să fie stresat să fii indie de la... A fost grea transiția de la Indy. Uite-te la Cătălin, că el e, uite-te, vezi, se pare că e un om stresat. Cătălin lansează, face jocuri, au avut toate mega succes, miliarde de review-uri. Uite cum îmi dau părul dintr-o parte. Da, e într-adevăr. Și mă bucur, chiar ne-a scris un ascultător la un moment dat și ne-a spus, de când urmăresc emisiunea voastră, eu nu mai vreau să intru în industrie. Lăsăm gluma la o parte. Guys, better safe than sorry, ca să zic așa. Și mi se pare foarte important tocmai ca parte din educația prin care încercăm să o promovăm prin Game Dev Life, chestia este să punem în față sau să scoatem în evidență și lucrurile care nu prea se zic. Dacă citiți preța de mainstream, e doar despre câte milioane și câte miliarde și câte zeci de copii vinde nu știu cine. Dacă citești diferite forumuri, e doar despre ce joc mișto din prima le-a ieșit și a fost cel mai tare. Și ce încercăm noi este să scoatem la lumină, poate, și aspecte care fac parte din viața să fii dezvoltator. Și, din păcate, e o perioadă, exact cum zicea și Andrei, în care nivelul de stres la care este acum un dezvoltator e foarte, foarte ridicat. Asta nu înseamnă că nu poți să ai succes. Da? Asca este o poveste de anul acesta care ne-a arătat Zoria, e altă poveste de anul acesta. Bridgeway, iată că și Bridgeway a avut așa un roller coaster într-o săptămână de zile, probabil că săracii băieți au trecut prin agonie și extaz, dar acum sunt pe un val pozitiv.
Na, acum iarăși, întrebarea pe care hai să o adresăm și lui Andrei, că e veșnică și pe, peste tot. Ce înseamnă succesul? Ce înseamnă succesul? A dezvoltat prindii de jocuri. Opinia mea este să poți să faci jocul pe care dorești să ți-l faci. Și să poți să trăiești din asta. Deci ar fi suficient să ai suficient venit, nu trebuie neapărat să fie un miliard de să ai Porsche în fața casei sau alte lucruri de genul acesta. Mă bucur să aud, explicația aceasta. Este o explicație, dacă poți, Andrei, să pui un pic pe mute vecinii tăi care sunt puși pe distracție. Mi se pare foarte interesant, Cătălin, apropo de lucrul ăsta, că atunci când întrebăm dezvoltatori, s-ar mulțumi cu minimul, ca să zic așa, anume cât s-a bani să fac următorul joc. Asta voiam să zic și eu, e bugetul ăla de care vorbeam la început plus 1. Atât, e suficient. Da. Bugetul plus 1. Da. Bun, înainte să închidem, Andrei, avem două chestii pe care vreau să le promovez, ca să zic așa, din partea ta. Unul este legat de faptul că tu ești o persoană implicată și în educație, ești o persoană implicată în foarte multe inițiative și în gaming, dar și în afara gamingului. Ești o persoană care a avut și succes în industrie, ești de puțini oameni, prin critic, nu vreau să... Este meritul echipei, atât al tău cât și al colegilor tăi pentru ce ați făcut. Ați trecut și prin lucruri bune și prin lucruri mai puțin bune. Ce sfat ai da cuiva aflat la început de drum care vrea să-și creeze jocul visurilor sale sau neapărat jocul visurilor sale, cât vrea să creeze un joc video? Ce sfat ai da? Și cumva, dacă poți să le și cu întrebarea pe care am zis că o să o adresez la un moment dat, ai cere bani din partea unui investitor pentru primul tău joc? O să îți răspund mai întâi la a doua și după care la prima. Investitorii noștri, cel puțin, ne-au zis din start că ei nu neapărat investesc în șansele noastre de a face bani la primul joc, ci pentru că au avut încredere în noi ca oameni. Și în consecință mi se pare că atâta timp cât ești onest cu un investitor, și anume că există șanse mari să nu reușești la primul joc și totuși sunt dispuși să investească, în punctul ăla cumva trebuie să nu fie infantilizați. Adică sunt oameni cu cap care își iau această decizie singuri. Și dacă doresc să îți dea bani, înseamnă că chiar... Au văzut inima. Exact, tocmai. Dar legat de ce sfat aș oferi cuiva care e la început de drum și dorește să facă un joc, este să nu își... E foarte ușor să nu știu, asta cumva era un lucru de care noi sufeream, de un anumit nivel de... aroganță în abilitățile noastre de a face un anumit tip de jocuri. Nu toate, dar un anumit tip de jocuri. Și sunt de acord că aveam poate niște abilități, dar nu erau suficiente. Și mi se pare că să presupui că dacă tu la primul joc ești super la făcut jocuri, e probabil o autoiluzie. Și că e automat valabil pentru următoarele. Da, să faci jocuri o carieră, e o chestie pe care ți-o propui pentru 30 de ani. Tu trebuie să te gândești la să încerci să crești ca dezvoltator, să înveți lucruri. În primul rând, nu neapărat să faci din prima cel mai tare joc, ci să înveți să faci jocuri bune, să-ți găsești propria voce creativă și să începi cumva cu asta. Și după care, asta nu înseamnă neapărat că nu o să ajungi la un moment dat să faci jocul la care visezi, dar probabil în punctul în care o să ajungi să poți să-l faci, o să visezi să faci alt joc oricum. Da, exact. Foarte tare, mi se pare minunat răspunsul tău, îmi place foarte mult că
aduci în discuție nevoia de a ne autoanaliza și de a fi realiști cu noi și cu abilitățile noastre și cu tot ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că a face jocuri video, așa cum spuneam într-un clip promoțional și multă lume mi-a reproșat acest lucru, este printre cel mai de echipă lucru pe care îl poți face în viață. Și aici nu mă refer doar cu colegii tăi, cu publisher, cu alții dezvoltatori, cu dezvoltatori, cu platforme de gen Steam sau console. Marketing, nu e mai investitori și așa mai departe, intrăm în atât de multe lucruri pe care trebuie să interacționezi, să facă parte din viața ta de dezvoltator. Cătălin, dacă mai ai tu întrebări pentru Andrei. Da, am două. De fapt, una, cum a fost trecerea de la indie la corporație înapoi? Dificilă? Foarte dificilă, extrem de dificilă. Cea mai dificilă? Trecerea de la indie la AAA? Da, la corporate. Să lucrezi pentru altcineva, să fii angajat, să intri într-o echipă, să respecti. Trebuie să stai la program, să... E mult mai ușor. Da, nu, trebuie să decid eu, decid alții pentru mine? Bun. Exact, da, adică, sincer, cumva am visat ani de zile ideea că aș vrea doar cineva să-mi dea muncă. Să pot să fac munca aia bine și doar să fiu plătit. Și asta e să fie tot nivelul meu de grijă. Pot să reformulez întrebarea, Cătălin, că mi se pare foarte tare. În felul următor, ți se pare mai ușor să faci jocuri angajat undeva sau ți se pare mai lipsit de stres? La capitolul cât de mult simt că avansez în fiecare zi înspre a termina jocul, sigur avansez, cred că mai puțin. În corporație lucrurile merg mai greu, sunt mult mai multe chestii ineficiente, inclusiv presiunea pe oameni, cât de repede trebuie să se miște, cât de e mult mai mică. În indie, sincer, dacă faci lucrurile ca la carte, te miști prea încet. De multe ori trebuie să faci lucrurile un pic hacky ca să poți să te miști la viteza la care ai nevoie. Dar la capitolul efectiv procesul, cât de plăcut e, cât de lipsit de stres e, ai un pic mai puțin nivel de creativitate, ceea ce nu e super mereu, dar pe de altă parte cumva poți să faci lucruri un pic mai tehnici și asta e plăcut. Da, aici sunt perfect de acord, da. E super interesant că și eu deja am 7 ani de indie, mai bine, cred. Și cumva exact lucru care mi se părea că mi-l doresc cel mai mult, să fiu eu, să am libertate și să pot eu să iau toate deciziile, la un moment dat ajunge să te apese atât de tare încât, exact cum ziceai și tu, zi-mi ce vrei să fac și fac la cât de bine și nu lăsa să mă pace. M-am săturat să iau decizii creative. Da. Așa. Cealaltă întrebare care o aveam eu pentru tine era cum vezi viitorul nostru ca industrie din punct de vedere al finanțării? Avem vreo șansă să ajungem într-un punct în care chiar să putem accesa relativ ușor și noi bani în afară de Creative Europe? Adică să avem propriți investitori, să avem publisher care să fie interesați de jocurile făcute la noi și mai departe? Sau suntem oarecum blestemați în zona asta în care ne scăldăm? Că mai pișcă câte unul, câte ceva, dar e cumva o excepție și îl lăudăm ca unul din aia care odată la 5 ani a obținut un publisher sau un investitor. Am citit un articol foarte interesant acum vreo două zile care zicea "If you wanna make money, go to Wall Street, not on Hollywood." Așa e sincer și la capitolul jocuri video. Dacă investitorii care vor să facă bani, Nu cred că industria jocurilor video e cea mai ofertantă, sau mai ales nu pentru produse noi. Asta înseamnă că e foarte greu să ne așteptăm să putem să avem un ecosistem vibrant cu mulți creatori care încearcă chestii, care poate chiar și găsesc jocuri interesante, doar din bani privați. Asta se poate întâmpla în Statele Unite, unde e
o abundență de capital imensă și există și instituții de învățământ care susțin oamenii la început de drum. E cultura antreprenorială, parte din cultura lor. Exact. Da. Dar în Europa nu așa funcționează IndieDev-ul. În Europa, statul susține cultura în general, fie că vorbim de jocuri, indie, fie că vorbim de filme indie, fie că vorbim de artiști plastici. Cultura este, ecosistemul cultural per total funcționează și ajutând oamenii să se dezvolte creativ cu bani de la stat. Mi se pare că până când nu o să putem să obținem, la fel cum e în Franța, în Germania, în Bruxelles, în Belgia, în Croația, în peste tot, există fonduri pentru jocuri video, ca cineva care vrea să facă un joc video să poată să încerce să facă prototipuri, nu o să avem, de fapt, o industrie, un ecosistem autohton. Și cum facem asta? Batem la poarta guvernului și tot ne rugăm? Eu asta fac. Eu încerc să bat la poarta guvernului. Nu, Coriel, pentru... Da. La ora asta, la ora asta nu-i nimeni, că sunt toți acasă. Da. Cumva aici, lăsați-mă că vreau tocmai să... am zis că vreau să zic încă un aspect foarte important legat de Andrei. Pentru că... eu și Andrei, deși ne știm de foarte mulți ani, n-am avut chiar atât de multe interacțiuni, mai ales în ultimii 3 ani de zile de când cu pandemia. Doar că ne-am regăsit anul acesta la alegerile RGDA pentru președinte, că toți suntem într-un an electoral și de campanie, unde eu și Andrei am fost contracandidați și Andrei a câștigat în fața mea fix pe unul din aceste puncte pe care îl promovează și astăzi și pe care îl susțin în totalitate, cel cu introducerea domeniului de jocuri video în în vocabularul a ceea ce înțelegem a fi domeniul cultural în România. Ceea ce e o muncă titanică, mi se pare totuși că Andrei e printre puținii oameni care chiar ar putea să ducă această muncă titanică în țara noastră, pentru că multă lume, incredibil de multă lume, nu poate să asocieze cultura cu jocurile video în România. De ce se întâmplă treaba asta e altă discuție pentru alte zi, chiar poate o să avem la un moment dat o discuție pe acest subiect de jocurile video ca domeniu cultural, ca parte din domeniul cultural. Dar Andrei face acest efort în România, mi se pare un efort de apreciat, de susținut din partea noastră, fiecare cum putem, când putem. Dar pe lângă acest lucru, Andrei a mai lansat o inițiativă relativ recent, am promovat-o și noi, dacă nu mă înșel, care se numește Fresh Talks. Poți să povestești și Andrei un pic despre ea? Da, e o chestie foarte tare și trebuie să admit că multe lume de acum din RGDA, atât în echipa executivă și cât în board, au lucrat la asta, poate chiar mai mult decât mine, dar o susțin cu tărie. Mi se pare că noi ca creatorii de jocuri, dezvoltatorii de jocuri de comunitate. România, comunitatea, da, trebuie să învețe. Trebuie să învățăm unii de la alții. Și mi se pare că doar așa putem să ajungem să devenim suficient de buni, astfel încât să putem să facem jocuri cu adevărat de succes. Și pentru asta trebuie chiar să discutăm pe bune între noi, să încercăm să ne învățăm. Și e o inițiativă RGDA care să ofere un spațiu pentru ca game designeri între ei, oamenii, artiști între ei, gameplay programmeri între ei, să poată să împărtășească unii celorlalți lucruri interesante pe care le-au făcut, achievements, și să învețe unii de la ceilalți. Mi se pare foarte tare și avem nevoie de genul acesta de evenimente. Ce mi se pare mie drăguț iarăși e că acum, poate un pic mai mult de jumătate de an, existau nenumărate plângeri în rândul membrilor comunității vis-a-vis de faptul că nu există genul acesta de inițiative și singura inițiativă de altfel era Dev Nights-ul, ca moment în care, nu știu, membrii comunității se adună la oaltă, dar Dev Nights-ul are o aromă
foarte informală, să o numesc așa, și mai mult de a ne destinde, de a ne relaxa, de a sta la o bere și a povesti. Pe când, ce faceți voi cu Fresh Talk, și a și fost prima ediție organizată la sediul Fancom, pe domeniul de QA, tocmai creează și setează acest cadru de discuții, de asemenea, destul de informale, dar cumva într-un mediu mai propice, să-l numesc, pentru dezvoltarea comunităților și zonelor de gaming. Este un program asemănător cu ce facem și noi la Game Dev Academy prin Game Dev Meetup, pe care l-am anunțat mai devreme. Posibil ca, cine știe, pe viitor aceste inițiative să se unească într-un singur tip de eveniment. Rămâne de văzut. Mă bucur că oamenii au opțiuni. Asta mi se pare un lucru minunat. E ceva ce ne doream, e ceva, unul din motivele pentru care și-am candidat și tu ai candidat, pentru că ne doream anumite lucruri să se schimbe, și mă bucur să văd că o parte din ele se schimbă. Pentru altele recunosc că încă sunt în opoziția RGD-ului și voi continua să vociferez, pentru că îmi doresc binele și schimbări în mai multe zone. Dar asta nu înseamnă că o fac de plictiseală, o fac din dorința de a fi și mai bine pentru toată lumea, și sper ca anul viitor, pe vremea asta, să ne bucurăm și de multe alte inițiative de care avem nevoie în această industrie. Acestea fiind zise, dragilor, îi mulțumim foarte mult, Andrei, pentru prezența astăzi. Chiar a fost una dintre probabil cele mai utile, cu subiect și predicat, discuții pe care o puteam oferi tinerilor și persoanelor aflate la început de drum, mai ales în această zonă de cum fac, unde fac, la ce să mă aștept, cât am de citit, cum citesc și așa mai departe. Și vă invităm să veniți alături de noi peste două săptămâni, pe 16 octombrie, unde vom avea primul nostru invitat din afara țării, în podcastul nostru, și vom discuta despre industria de jocuri în 2024. Vom discuta de asemenea zona de business, cum găsim publisheri, cum găsim finanțatori, dar de la cineva din afara țării, să vedem cum văd ei lucrurile acolo în altă parte. Nu e cineva chiar departe, este din Slovacia. Da? Deci nu e chiar din vest, să zic așa, dar e o persoană care probabil vizitează mai multe conferințe pe an decât ale calendarul zile. E un globetrotter care e plimbat peste tot și cu siguranță ne va oferi o grămadă de informații interesante. Cătălin, mai e ceva de adăugat? Nu, doar vreau să-i mulțumesc și eu lui Andrei, că a fost o discuție super faină și utilă, și ne cerem scuze că te-am ținut atât de mult. Uite, vezi, nu ne mai puteam opri din a întreba și de a afla chestii faine. Nu, chiar a fost, uite, și Flappy Devs spune foarte interesuția și ne mulțumește, și noi îți mulțumim, Flappy Devs, că ne urmărești. Vă mulțumim vouă tuturor, o să ne vedem săptămâna viitoare, revenim probabil curând, nu știu dacă săptămâna viitoare, și cu detalii despre concursurile noastre, pentru că probabil ați văzut că le-am oprit de 2-3 săptămâni. Nu, peste n-am rămas pe tricouri. Da, peste 2 săptămâni. Ziceam că le-am oprit concursurile de vreo 2-3 săptămâni. Nu, n-am rămas fără tricouri, încă avem tricouri, dar încercăm să găsim un alt format care să fie mai interactiv pentru toată lumea. Seară frumoasă tuturor. O seară frumoasă. Și ne vedem. Mulțumim, Andrei, încă o dată. Mulțumesc și eu. Și da, nu uitați ce scrie pe ecran, like, comment, share, subscribe, găsiți emisiunea pe YouTube, și ne ajută foarte mult când faceți aceste lucruri, pentru că știți cu algoritmul cum funcționează cu YouTube-ul, să ajungem la o audiență cât mai mare, să avem cât mai mulți oameni prezenți în această emisiune, ca urmăritori, bineînțeles. Și de data asta chiar, pa, la revedere! Sare bună tuturor!